Dragi prieteni ai emisiunii, ne întâlnim la începutul lunii august, din nou, cu ajutorul Domnului și a Maicii Preacurate, cea care este protectoarea vieții noastre, a creștinilor și care de acolo, din cerul cel preasfânt, veghează asupra noastră și asupra tuturor celor care îi aduc prin os de cinstire și de laudă. Am intrat de puține zile în postul adormirii Maicii Domnului, un post de vară, un post de 2 săptămâni, dar un post iubit de binecinstitorii Maicii Preciste, un post pe care oamenii îl așteaptă și îl oferă ca jertfă de laudă celei ce este mai cinstită decât eruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Alături de noi, în această emisiune, într-acest dialog spiritual despre Maica Luminii, este, ca de obicei, Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhierovicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. Părintele Teofil, să rămână. Bine v-am regăsit. Un subiect care ne este drag. Dumneavoastră purtați pe piept un medalion, un engolpion cu Maica Preacurată, cea care tronează, să zic, și patronează și emisiunea noastră de astăzi. Încep simplu. De ce oamenii și credincioșii noștri, atât ortodoxi cât și catolici, o au așa la suflet și au acest cult de venerație față de Maica Preasfântă? Cred că este un firesc al iubirii. Nu ai cum să-L cinstești pe Mântuitorul Iisus Hristos rupându-L de Tatăl, după firea dumnezeiască, nu zice... Cine cinstește pe Fiul, cinstește și pe Tatăl care L-a trimis. Și, bineînțeles, nu-L putem rupe după trup de Maica Sa. Cinstește pe Tatăl tău și pe mama ta este poruncă din cele 10. Deci este un firesc să ne cinstim părinții. Domnul a cinstit-o pe Maica Sa, deși unii încearcă să găsească argumente în Evanghelie că ar fi disprețuit-o. Imposibil, Domnul nu poate disprețui pe nimeni. El i-a primit pe toți păcătoșii și i-a cinstit și să o disprețuiască pe Maica Sa, care îl iubea pe Dumnezeu din toată inima, care era fără prihană. Cum să pui pe seama lui Hristos asemenea gesturi de dispreț? Nici de cum. Dacă El zice, mama mea și frații mei sunt aceia care îl ascultă pe Dumnezeu și care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el, prin aceste cuvinte nu o înjosește pe Maica Domnului, ci ne înalță pe noi ceilalți. Adică noi devenim la fel de iubiți ca și Sfânta Fecioară Maria, care a ascultat cuvântul și l-a păzit. Cine oare în lumea aceasta a mai ascultat și a mai păzit cuvântul lui Dumnezeu la fel cum a făcut-o Sfânta Fecioară Maria? Ultima grijă a Domnului pe cruce a fost Maica Sa, pe care a dat-o în grijă ucenicului iubit. Fiule, iată mama ta, femeie, iată fiul tău. Și când zice femeie, iarăși nu este o subapreciere sau un dispreț, ci o înalță. Adică Fecioara Maria devine femeia prin excelență, devine noua Evă. Este Maica Vieții, este Maica Luminii, cum ați spus în introducere.